Povestea Maimuțică-i Minda și a cozii ei, de Adriana Mitu. A fost odată, nu tare de mult, o pădure deasă unde locuiau multe animale, de tot soiul. Iar în această pădure locuia și o maimuțică pe nume Minda. Și despre ea vreau să-ți povestesc astăzi. Maimuțica Minda era o maimuță căreia îi plăcea foarte mult să se joace. Se cățăra în copaci, se dădea pe liane, se juca cu celelalte maimuțele și uneori era chiar pusă pe șotii. Atunci când lucrurile nu ieșeau cum voia ea sau când pierdea la un joc, maimuțica Minda se supăra sau se înfuria atât de tare încât strica jocul în care era. Este lesne de înțeles că celelalte maimuțele nu prea mai voiau să se joace cu Minda și o cam evitau. Într-una din zile, în pădure se anunță o mare sărbătoare, Sărbătoarea Pădurii, la care aveau să participe toate animalele. La această sărbătoare urma să se organizeze un concurs pe probe. Doar că pentru a intra în concurs, aveai nevoie de un partener sau de o echipă. Toate animalele se bucurară de veste și începură de grabă să se organizeze în perechi de câte 2, de câte 3, de câte 5, 7 sau 9. Ba chiar un stol de păsărele făcură o echipă de 29. De-abia aștept să particip la toate concursurile! Îmi plac tare mult concursurile! Spuse Minda foarte entuziasmată de vestea aceasta, așa că merse să le întrebe pe celelalte maimuțele dacă vor să facă echipă cu ea. Minda, tu te superi mereu și ne strii jocul! Dacă pierzi sau dacă nu-ți convine ceva, dacă te primim în echipa noastră, ne este teamă că vei face la fel și la Sărbătoarea Pădurii! Îi spuse una dintre maimuțele. Jocului nu sunt respectate și de aceea îl închei mai repede, ca să începem altul nou. Nu te putem primi în echipă, nu te putem primi. Ei, lasă că vedeți voi atunci. Am eu act de cojocul vostru. Spuse Minda, care era roșie de furie și care clocea în minte un plan de răzbunare drept răsplată pentru că suratele ei maimuțe o lăsaseră pe din afară. Minda plecă să-și caute alt partener sau o altă echipă în care să intre. Însă pe oricine întreba, primea același răspuns, iar maimuțica se înfuria tot mai tare, spunându-și că i s-a făcut o mare nedreptate pentru că ceilalți nu vor din răutate să o primească în echipele lor. Când se lăsă seara, Minda ajunse în căsuța ei din copac și se băgă în culcușul ei, care era un hamac prins de 2 crenguțe. Acum Minda nu se mai simțea atât de furioasă, însă se simțea tristă și singură. A dormi suspinând. A doua zi Minda se trezi și se pare că-i mai trecuse puțin supărarea, iar peste noapte îi venise o idee năstrușnică. Avea să se înscrie în concurs împreună cu Asa Coadă. Ai auzit bine, echipa era formată din Minda și Coada ei. Merse la locul unde se făceau înscrierile și așteptă să-i vină rândul pentru a se înscrie în concurs. Dar avea atât de așteptat, erau multe echipe și grupuri în fața ei. Cu cât timpul trecea, cu atât Minda își pierdea mai mult răbdarea. După 5 minute își pierdu răbdarea și se băgă în față, trecu printre toate animalele care își așteptau rândul și ajunse la biroul de înscrieri. Vreau să mă înscriu în concurs! Acum! Minda și Coada ei! Cea mai tare echipă! Turui Minda cu nerăbdare sub privirile dezaprobatoare ale celorlalte animale care își așteptau rândul. Buhuhu! Rugămintea este să luați un număr de ordine și să așteptați să vă vină rândul, îi spuse doamna bufniță, care se ocupa de înscrieri, privind-o pe maimuțică pe deasupra ochelarilor. Un număr de ordine? Să-mi vină rândul? Dar am stat deja 5 minute la coadă. Da, la fel și celelalte animale. Ba chiar unii stau de câteva ore la coadă. Respectați rândul, vă rog. Minda oftă și merse să-și ia un bon de ordine. Nu doar că trebuia să se așeze din nou la coadă, dar acum își pierduse și locul de mai devreme și era mult mai în spate. Și așteptă și așteptă și iar mai așteptă și mai așteptă încă puțin, până când într-un final îi veni rândul și se înscrise în concurs. Doamna bufniță fu tare mirată că Minda nu-și găsise niciun partener de echipă, însă căută în regulamentul concursului și nu era nimic specificat cum că nu ai voie să te înscrii cu propria-ți coadă în echipă. Minda plecă victorioasă spre casa ei din copac și cum mergea așa printre crengile copacilor, aruncându-se de pe o liană pe alta, auzi un glas venind de undeva de sus. Ce-i cu tine, maimuțico?
Buhuhu? Maimuțica ridică capul și o văzut deasupra sa pe creanga unui copac, chiar pe doamna Bufniță. Minta îi răspunse: ce să fie cu mine? Mă îndrept spre casă după înscrierea la concursul de la Sărbătoarea Pădurii. Am văzut, Buhuhu, că te-ai înscris singură în concurs pentru că nu ți-ai găsit un partener, Buhuhu? Da, asta pentru că sunt mult prea bună și toți au convenit că oricine m-ar avea în echipa lor ar câștiga. Așa că ar fi nedrept să particip într-o echipă. De aceea voi participa singură. Înțeleg. Înseamnă că ești foarte apreciată de celelalte animale. Buhu? Da! Foarte! Extrem de apreciată! Pentru că sunt foarte bună la orice joc și știu toate regulile. Buhu! Înseamnă că ți plac regulile. Cu toate acestea am văzut că azi ai încălcat regulile și te-ai grăbit să treci în fața celorlalți, Buhuhu. Azi a fost o excepție. Vezi, eu trebuia să fiu prima. Doar că am venit foarte devreme, dar nu era nimeni. Așa că am plecat, iar când m-am întors, era toată lumea. Și de aceea am intrat în față pentru că îmi ținea cineva locul. Adică primul loc, să fiu prima. Buhuhu! Văd că este tare important pentru tine să fii prima. Și observ că și regulile sunt foarte importante pentru tine. Dar doar acelea care te ajută pe tine. Buhuhu! Știi, Minda, uneori este mult mai important să ne simțim bine când jucăm un joc, buhuhu, decât să-l câștigăm. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Ai nevoie de prieteni pentru a te juca, iar jocuri se organizează mereu, buhuhu. Uneori câștigi, alteori pierzi, dar prietenii sunt lângă tine mereu, buhuhu, Minda. Îi zise Bufnița cu multă înțelepciune în glas. Minda îi mulțumi Bufniței pentru vorbele bune și plecă mai departe spre casă gânditoare. Poate că știa ea Bufnița ceva și poate că avea și puțină dreptate în ceea ce spusese. Ziua cea mare sosi și în pădure se anunță începerea concursului. Era mare zarvă și cu toții aveau emoții. La fel și Minda. Ea concura la proba de agilitate și cățărat în copaci. Cei care erau mai mulți în echipă își împărțeau traseul pe bucățele, însă Minda, fiind singură, trebuia să-l parcurgă pe tot. Știa deja că nu avea să fie ușor. Imediat ce auzi semnalul de start, maimuțica porni. Se aruncă de la o creangă la alta, aproape că zbura. Pe la mijlocul cursei, unul dintre concurenți, un lemur, s-a împiedicat și a căzut. La început, Minda nu s-a uitat la el, gândind că trebuie să câștige cursa. Apoi își aminti cuvintele Bufniței. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Așa că Minda se întoarse să-l ajute pe bietul lemur. Acesta se rănise la un picior în cădere. Maimuțica luă în spate și parcurse restul traseului astfel. La finalul cursei, maimuțica nu primi punctajul maximum, însă se simți foarte mândră de fapta sa. Ceilalți o aplaudară pentru gestul ei atât de frumos și apreciară bunătatea Mindei. Din ziua aceea, maimuțica a învățat să fie atentă și la nevoile celorlalți și să nu se mai înfurie când pierde. Cuvintele Bufniței au ajutat-o să-și dea seama unde greșea și astfel să-și facă noi prieteni pe care să-i prețuiască și cu care să împartă și succesele și eșecurile. Ai ascultat povestea Maimuțicii Minda care se supăra când pierdea, de Adriana Mitu.